Da! Parlament! Parlament, cum să zic, băiețași adevărați, sau parlament, cum se spune. Că dacă mă la magazin și spun parlament, că nu spune, hei, se spune parlament. Cred că dacă îi spun, de fapt, dacă îi spun, dați un pachet de parlament, poftim? Atenție, smântână. La parlament scrie, nu? Parlament, da. Aqua Blue asta, frate, de la Vuti, de la Bulgarași. De la frații noștri bulgari! Haide, haide cu focusurile. De la frații noștri bulgari. Ia uite ce frumos scrie aici. Numai cârlige. Că nu înțeleg nimic, nici nu... Ia uite-l. Are, vezi, da, vezi, nu-i de contrabandă, da? Mai făcut un video despre sobranie. Cadou și ăsta, băi! Băi, ce cadou, băi, de Crăciun! Haide cu focusurile, haide, băițaș! Cadou de Crăciun! Băi, ce băieți! În loc să mai aduc un usturoi de pluș, să mai aduc o lenjerie de pat, nu știu, ceva. Țigări! Mi-au adus țigări, băieții, un băiat. Mi-a zis și am spus, 4 de sobranie, 1 de parlament. Parlament, acum desfac, dar n-am fumat. Acum desfac, da? N-am fumat, recunosc. Dar am fumat sobranie și are exact același gust. Da? Ia să văd eu. Asta arată exact, bă, da, exact ca ăla la nostru, da? Hârtia asta care scrie aici ceva pe ea, creponată, că eu știu cum e. Așa, și țigările identice. 17,50 lei, da? 175.000 pe vechi, așa, pentru băieți adevărați. Deci ea, Aqua Blue, bă, dar arată exact, uite, are gaura asta aici înăuntru. Bă, cred că ăștia au venit primii, mă, frate, mă. Ai văzut că, nu? Când fumezi de astea, tot sufli după aia, când tot se scurge scruma aici. Și după aia nici nu mai fumezi țigări din astea, fumezi de alea normale, știi? Fă, nici măcar nu mai au găoaza asta aici și tot sufli în ele. Atât de tare prinzi obiceiul ăsta. Eu am fumat mult timp în Parlament și prinsese în frate obiceiul ăsta, fumam la orice țigară. Că asta era faza, că m-a întrebat, că mi-a dat seama. M-a întrebat toată un băiat, ce ai vreo, ești, cum îi spune, superstițios ceva? Sufli cu noroc, ce ai de sufli în ele? Și fumam țigara absolut din asta, cu filtru normal, fără gaură aici, da? Ai văzut că e nasol, că îți intră tutună, că se scutură și intră tutună aici. Și tot sufli în ele. Dar, sincer, sunt bolangiu aici, că n-am fumat, ca să spun. Dar eu cred că are gust exact ca ale noastre. Numai că probabil accizele sunt foarte mici acolo, mult mai mici ca la noi. Și prețul e 17,50 lei. Bă, cât e la noi? Cred că e vreo 28 de lei? 27 de lei? Dacă e 27 de lei, 10 lei diferență. La bulgari! 40 de pachete de cap de vită, de om. 40 de pachete de căciulă, ai voi. Dacă mergi 4 băieți adevărați în mașină, poți să-ți iei 160 de pachete, frate. Și dacă mai ești adevărat și mai adevărat, poți să-ți iei 300. Dacă ești băiat de băiat, cu șmecherii, mai ascuns, mai bagi, mai așa, da? Arată identic, identic. Eu mai mult vreau să fac așa, să spun că uite, că există țigări mai ieftine la bulgari. Dar asta e pentru băieții de Constanța. De Constanța, de acolo, din zona aia, din Dobrogea, din zona aia. N-am ce căuta eu din Iași să mă duc eu la bulgari să-mi iau 5 pachete de țigări de acolo sau să-mi iau 4 cartușe. Da? Să-mi iau eu 40 de pachete și mă rupe în două. Și drum, și timp, și să mor dacă nu. Și eu știu, rovinete pe acolo, ce mai e, habar n-am. Dacă cine din Constanța și are drum, eu știu, prin la bulgari, poate să-și ia. Poate, adică, de ce nu? De ce nu? Dacă ele sunt identice ca la astea la noi. Bine, băieții știu. Cine de pe acolo, cine a fost, știu mai bine decât mine. Eu l-am primit cadou, am zis că hai să fac un review, să fac o recenzie și să spun cam cum văd eu situația. Și la 17 lei, păi da, acum e o fază că parlament, hai că spun eu cum fumam parlament, nu știu de ce, nu puteam să fumez parlament scurt. Parlament scurt nu fumam, mi se părea prea tare, frate. Am o știu, ori era mental la mine, ori pur și simplu erau prea tari. Băi, erau atât de tari, încât mă duc aminte, am luat un pachet de țigări, parlament scurt, l-am pus în mașină, era vreo 6 dimineața și a rămas acolo mult timp. Bă, atât de tare țigara aia, două țigări am fumat, știi, pur și simplu, așa de tare mi s-a părut că sunt și m-a durut și capul și am avut o stare din aia. Pff, știi când fumezi o țigară prea tare? Și l-am avut mult timp în mașină pe ăla. Și după aia eu fumam doar la astea lungi.
astea lungi, mi se păreau mai slabe. Poate doar placebo, poate că poate real. Da? Și din cauza după aia e și tăria și asta și prețul și am scăzut, a scăzut băiatul. A scăzut băiatul, m-am dus pe Kent Mod când am văzut că... Bă, asta e faza, că eu Kent Mod, eu oricum fumam. Doar că după aia s-au mai și ieftinit, am zis că, bă, acum îmi plac și mai mult chiar. Dacă să mai spun așa, cum am mai spus și în alt video, cel mai ieftin țigări din la bulgari, ci pentru băieții fumători care fumează orice și numai să fie ieftin, e Winston Nova, 13 lei pachetul, frate. 13 lei. Eu nu știu dacă noi avem țigări la 13 lei pe aici. Erau pe acolo, pe alea de la Lidl, alea ieftine la Lidl, au țigările lor, frate. Au, nu știu ce nume au, cred că sunt 18 lei, habar n-am, nu mai știu. Alea erau, deci știam eu cele mai ieftine. Or mai fi Marble, eu știu, asta de la, la Moldavia, de la frații noștri. Dar în rest eu nu mai știu. 13 lei, Winston Nova, poți să vii cu 40 de pachete. Da? Trebuie să te gândești că vine un cartuș. E 1.300.000. 1.300.000, frate. Și dacă vii cu 4 cartușe, 5.200.000, cam așa, nu? Cu 5 milioane... Ești boss! Da? Nu știu cât costă la noi un Stonova, cred că așa, vreo 20 ceva de lei. Normal că 20 ceva de lei, poate 20 ceva de lei, cred că vreo 22, 23, nu știu cât e la noi. Dar cele mai ieftine sunt Stonova, da? Deci, Parlament, da? Bulgăresc, 17,50 lei. 40 de pachete de căciulă la bulgari. Pentru băieții care sunt acolo din zonă, de ce nu? De ce nu? Dacă sunt exact identice, pentru dacă ai de acolo și sunt aproape, de ce nu? Nu sunt identice, identice cu ce avem noi aici. Hai, ne auzim, pa!